Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele, salut și cei care pentru prima dată sunt la canal, la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Mă numesc Veronika Sandul, sunt pensionară, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Astăzi un filmuleț care m-a motivat, doamnele cu care comunic, prietenele mele, să fac un filmuleț despre cum să fim fericite, cum să ne găsim fericirea în tumultul acesta al vieții, al greutăților, al situațiilor neplăcute. Dar înainte de aceasta vreau să le arăt fetelor care s-au interesat dacă am catrință la costumul meu național și vă lăs 3 secunde să urmăriți cum eu mi-asortez și cum port costumul meu național. Ca să înțelegem cum să fim fericite, ar fi bine să cunoaștem ce ne face fericite. Poate că suntem obosite, poate că nu ne place lucrul care noi îl facem, jobul nostru care ne aduce nefericire, poate situația în familie, poate copilul este bolnav, poate o incompatibilitate cu cei din jur. Sunt multe cazuri, sunt multe situații care ne fac nefericite și poate noi ne bucurăm și de la micile lucruri, dar cum să facem să ne fie ușor să trecem prin situațiile acestea? Pentru mine, tot timpul îmi zic, pentru ce mi s-a dat situația dată? Este o misie, este o slujire sau este un jug? Conștientizez că această situație, această problemă mi s-a dat ca o misie, și sunt binecuvântată pentru a îndeplini această misie, a duce cu iubire și cu dragoste misia aceasta, atunci mie mi-e mai ușor, căci orice slujire este o binecuvântare. Și atunci Cel de sus, fiindcă ne-a dat puterea să trecem prin toate situațiile, îmi dă și putere, îmi dă și cuget să rezolv problema. Îndată ce eu zic că această situație este un jug, aici mi-am scris că această situație este misie, această situație este jug. Două cuvinte care pot schimba, ne schimba starea noastră. Când înțelegi sau când tu vrei să-ți fie jug, atunci te vei încovoia, te vei simți jertfă, te vei simți vinovată, te vei simți victimă. Și atunci nu poți să ieși din situația dată. Îți vine greu, ca într-un cerc vicios. Dar fiecare decide ce cuvânt să aleagă. Îndată ce noi alegem misia, desigur că vom avea o responsabilitate. Ne vom crea cum să fac. Vom găsi căile de ieșire din această situație. Îndată ce este jug, ne va fi mai greu să ieșim din situație. Și vă mai recomand ca să scrieți pe foițe, poate mai micuțe, la fel misie și jug, să le așezați pe pat și să vă așezați dintre pe foița unde este scris jug. Și să vedeți cum vă simțiți. Vă este bine? Vă este greu? Și atunci vă așezați pe foița unde scris misia. Și la fel, comparați cum vă simțiți. Dacă vrem ca această situație să fie misie, atunci noi ne vom simți bine și încercăm să transformăm situația în misiune, în misiunea noastră care ne este dată aici pe pământ. Și să valorificăm virtuțile sufletului nostru, bunătatea, bucuria, dăruirea. Astfel ne va fi mai ușor să ieșim din orice situație. Dar voi ce faceți în situațiile dificile? Cum ieșiți din situațiile dificile? cum voi le rezolvați. Și dacă vă este interesant tipul acesta de filmulețe, vă aștept comentariile voastre, să ne împărtășim cu ideile, să ne susținem și să ne motivăm. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă motivez să mă urmăriți și pe Facebook, și pe pagina mea de Facebook Frumusețea Vârste Elegante, pe Instagram și desigur să dați like dacă se merită și să ne vedem și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronika Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!